Încă o destinație care se află în România îți va tăia respirația. Internauții au apreciat recent un clip care a devenit viral pe rețelele sociale privind cea mai frumoasă grădină botanică de la noi din țară. Aceasta este localizată în județul Sălaj. Fără îndoială, România este una dintre cele mai ofertante țări europene din punct de vedere turistic, având sezon deschis tot anul, cu mare, munte, deltă și numeroase alte destinații care te lasă mut de uimire. Recent, un videoclip a devenit viral pe Instagram în care un utilizator a promovat intens grădina botanică Vasile Fati din Jibou, o adevărată bijuterie a țării noastre. Suprafața grădinii botanice este de 24 de hectare, fiind amplasată la altitudinea de 272 de metri, având un relief cu mari de nivelări, dar și cu intense suprafețe plane. Un loc cu adevărat spectaculos pe care trebuie neapărat să-l vizitezi anul acesta. Salvează postarea să nu-l este vorba despre grădina botanică Vasile Fati din Jibou. Dacă tot ajungi în zonă, fă o scurtă oprire și la grădina Zmeilor, un alt loc de vis. Nu uita să mă urmărești pentru alte locuri minunate, a scris o internaută pe Instagram. Turiștii se pot delecta cu exponate impresionante, specii rare de flori, un complex de sere colecționare, de microproducție și cercetare, un complex acvaristic, un parc zoologic, voliere de păsări, grădină japoneză și un rozarium. Lucrările pentru grădina japoneză au început în anul 2003, după ce reprezentanții parcului au amenajat două lacuri artificiale și anumite construcții decorative reprezentative pentru țara soarelui răsare. În perioada 2004-2006 s-a lucrat pentru sectorul sistematic în formă octogonală, în care plantele au fost grupate în ordine filogenetică, clase, ordine, familii. Turiștii care vor să viziteze grădina botanică din Jibou pot ajunge până pe data de 31 martie, parcurg în sectorul exterior între orele 8 și 17, iar serele botanice și complexul de acvarii între 8 și 16 și 30 de minute. Prețul unui bilet este de 20 de lei pentru adulți, iar 10 lei pentru elevi, studenți sau pensionari. Copiii sau persoanele cu dizabilități au intrarea gratuită în cadrul complexului, relatează playtech.ro.